Prieteni, salutare, spuneți-mi dacă la noi se aude și se vede tot ce este legat de sunet, imagine. Haideți să facem un setup, un pic așa, o ajustare, să ne dăm seama dacă voi mă auziți, mă vedeți. Hello! Tot ok? Se vede, se aude? Dați în comentarii, vreau mult, dacă... Oh, salut, super! Așa, Ionela, salutare! Salutare, salutare, Cristina Kociuk! Bună, bună, Adriana, Aurica, Lidia, Paulina. Vedem, auzim, super! Eu sunt așa de excited noi să discutăm azi despre Instagram. Am o dispoziție de la vreo oră jumate încoace, nu știu, ori isterică, ori eu real, am dispoziție, dar azi vreau să petrecem o leacă de timp foarte și foarte util. Azi discutăm cu voi despre un moment foarte important, 5 greșeli, dar o să vedeți inclusiv 5 soluții pe direcția de administrare a unui cont de Instagram, de a face și posibil, de ce nu, chiar și de personal. Ce vă rog eu? La noi s-au înregistrat peste 480 de participanți, o parte din voi au primit e-mail, o parte SMS, suntem acum în live, cât suntem noi? 80. Vă rog foarte mult, dacă este real, faceți un stories și faceți un swipe cu, și spuneți că tăguiți-mă și oamenii la mine în stories să poată să vadă link-ul către acest live, link-ul va fi activ pe perioada live-ului, de ce? Dacă puteți, spuneți, noi am început, cine nu a reușit, intrați la Talmazan și vedeți ce e acolo. Vă rog foarte mult, o să mă ajute un pic să amintim oamenilor, pentru că un pic, nu, e clar că e live, în jur de 60% de oameni participă, dar oricum e necesar o leacă să facem leacă de valoare. Așa că dacă o să faceți talmazan.md, mă tăguiți și o bude vom șaste, o să vă fie vouă vesel. Uitați-vă un detaliu tehnic, haideți să începem să facem așa ușor-ușor introducerea în temă și mă interesează câteva direcții. În primul rând mă interesează dacă voi aveți posibilitatea să accesați acest link menti.com și să introduceți codul 223694 și să răspundeți acolo la o întrebare, care este funcția voastră. Pe mine mă interesează în momentul ăsta, ce fel de funcție voi aveți în contextul existenței, cu care din funcții voi vă asociați și ca să ne dăm seama ce fel de audiență la noi este aici. Deci intrați pe menti și 223694 introduceți dacă vă asociați cu anumite din, cu oarecare din funcții, da? Adică puteți să-mi lăsați feedback-ul vostru dacă este posibil acolo și noi să revenim la acel tabel să vedem ce fel de oameni sunt la noi, ce fel de spunem așa public avem noi azi, ca noi să putem să ne dăm seama ce puteți până la 5 profesii, dacă vă regăsiți, cineva poate fi fondator, cineva poate fi social media manager, cineva e fondator social media manager. Deci aia, ca să, ceea ce vă caracterizează, mai bine zis, ceea ce credeți că voi sunteți, eu chiar pot să văd în real time, haideți să vă arăt și vouă cum văd eu și să vedem, să motivăm oamenii. Uitați-vă, cineva a scris că e student, marketer, ok, haideți să vedem cine încă este la noi în ospiție. Haideți, mai cu curaj, menti.com și introduceți codul 223694 și scrieți una sau cinci variante câte vreți. Ca să-mi dau seama ce fel de public este aici și poate exemplele mele o să ajusteze anume în contextul ăsta. Studenți, avem câțiva, văd marketeori. Who are you? Cine sunteți voi și de unde ca expertiză veniți. Vă rog mult, nu vă leneviți, haideți să începem așa din forță. Eu o să revin la acel tabel și o să ne ajustăm inclusiv pe direcția asta. Dar nu aici, că eu văd aici student, ok, lector, dacă aveți posibilitate să intrați pe menti, uitați-vă sus, este un mesaj și vă-l dau și aici în chat, uitați-vă,
link-ul și 223694 și voi acolo puteți dați un răspuns ca să vedem într-un loc aici chat-ul fuge. Suntem în creștere deja 97 de persoane și când răspund mai mulți, chat-ul fuge și noi nu putem să prindem fluxul în contextul ăsta. Ce facem noi azi cu voi? Azi discutăm despre Instagram, de ce fiți în temă. Dacă ați spus că se vede și se aude, eu mă bucur. Să pornim mai departe despre ce noi azi discutăm cu voi. Uitați, v-am pregătit câteva blocuri, câteva direcții care se bazează pe cele 5. Ele sunt mai multe, ele pot fi la cineva, nu toate, dar am scos așa deoparte 5 gânduri despre cele mai des întâlnite erori care de fapt sunt foarte simplu de rezolvat. E ca sunt erori, spre exemplu, nu știu, în targetare, sunt erori în strategie, în poziționare, dar este simplu. Și uitare, aș vrea că noi la elementul basic să nu ne oprim și să fim eficienți în contextul ăsta. Deci azi discutăm despre importanța împachetării, ce trebuie să promovăm, cum să redirecționezi traficul, ce reprezintă, în ce direcție merge comunicarea în Instagram. Poate o să avem și inclusiv o comunicare la final cu voi la nivel de acele detalii care, care voi vă întâmpinați parcursul activității voastre. Așa, revenind la tabelul nostru de ce funcții avem, full-time mother, social media manager, așa, ce acolo încă este, contabil, fotograf, muzicant, SMM este fondator, co-founder, fotograf, medic, sănătate, muzician, freelancer, instructor fitness, digital marketolog, agricultor, administrator de companie, social media manager, student și administrator, contabil, fondator, sunt cele mai așa, mai aprinse, mai des întâlnite. Ok, super, 35 de persoane au răspuns din 100, 30% tot nu erau. În chat este link-ul. Ce spuneam vouă despre elementul de comunicare care urmează să-l discutăm cu voi, este să fiți foarte atenți, pentru că zic eu de fiecare dată, insight-ul de bază urmează să-l descoperi. Adică eu vă asigur, câteva idei faine o să le luați de aici și ajustându-le, voi o să puteți să îmbunătățiți comunicarea voastră. Ca întotdeauna, ca în orice webinar, sunt momente importante tehnice, nu așa, introductiv, până oamenii se adună, eu văd că oamenii încă mai vin, deci sunt detalii tehnice legate de partea de lucru, stăm o oră jumate, două, avem întrebări-răspunsuri și aici la întrebări-răspunsuri vreau să vă spun că după câteva minute o să pun acolo un link, codul pentru întrebări-răspunsuri și voi la fel în Mentor o să scrieți întrebarea voastră, la final un dashboard o să fie cu toate întrebările ca să nu pierdem nimic. Deseori se pierde întrebările și voi vă simțiți cumva nu corect și eu vă înțeleg, ar fi bine să răspundem la toate întrebările. Important lucru, pe lângă că la finele o să aveți prezentarea cursului nostru de Instagram, despre workbook, la fel o să aveți un PDF gratuit spre o downloadare. Dacă voi aveți nevoie, pe lângă sfaturile care îți le dau pe Instagram, vedeți și partea de promovare. Mulți din cei care urmăresc, ne urmăresc deja câteva oară, spuneți-mi dacă din cei care acum sunt, peste 100 de persoane, a câtele webinar voi sunteți prezenți ca regularitate? 1, 2, 3, 4, 5, 10? Unor însemna că nu mă faceți cunoștință de noi, e că azi e prima oară când sunteți în webinar. Puteți să-mi dați un mesaj aici în chat a câte oară voi sunteți în webinar. Pentru că pentru majoritatea, eu zic pentru majoritatea, sunt două realități, webinarele sunt destul, deci nu trebuie să meargă în cursuri, în instruiri, ele sunt destul și așa nici nu facem, apun că nu facem nici din curs, tot nu e gine. Așa, 1-1-7, 1-1-1, primul, 1, avem foarte multă audiență nouă. Ok, bun. Dacă avem multă audiență nouă, prima oară, a doua oară, ok, mulțumim foarte mult. Sunteți așa de activni, sunteți. Bun, nu uitați că elementul ăsta de comunicare, noi suntem la cursul de Instagram, deci eu foarte tare mizez pe un simplu detaliu legat de
Instagram. Voi să faceți tag, stories și o să puteți beneficiați, dacă rămâneți până la urmă, inclusiv de fișierul despre care am vorbit, 6 pași în setarea publicității pe Instagram. Un ghid care, cine a mai fost la cursul de Instagram, a mai fost. Pe lângă asta, sunt câteva oferte interesante pentru cei care au vrut de mult să învețe și nu au reușit. Din motiv de timp, de bani, uite că acum putem să o combinăm și să facem ceva util. Până atunci, haideți să vă dau o doză, o porție fair play, честна, în care să nu și apșoară, dar să fie utilitate pentru voi. Pentru cei care au pus 1, înseamnă că mă vedeți printre primele ori la webinare. Cei care au mai fost, mă bucur că ați revenit. Mie îmi spune Dumitru Talmazan și eu lucrez în domeniul social media de o hapă de vreme. Sunt certificat MBA executive, antreprenor, speaker, expert în digital comunicare, ceea ce îmi permite azi să stau în fața voastră și să vă dau câteva sfaturi, nu din elementul de am citit pe Google, nu să vă dau link-uri din Google, dar să vă povestesc câteva insight-uri pe care noi le-am urmărit și aceste insight-uri sunt în baza la aceste companii sau la aceste posibilități în care eu îmi manifest expertiza și suplinesc experiența zi de zi în activitatea social media. Business Models, Synergia, Sidorin, Talmazan School sunt programele în care eu șăruiesc la fel partea de experiență, undeva predau, undeva consult. Există elemente unde activ noi căpătăm și promovăm, este agenția SAP Digital Team care promovează branduri în social și în digital comunicare cu un buget de peste 300.000 de euro anual. Talmazan School este o altă afacere a mea care, în care cadrul care vă aflați și voi, Hic Social Work, o aplicație digitală care la fel pregătim pentru social media manager, un tool interesant. Posibil ați fost la conferință Zoom și PromCapsula este un produs pentru absolvenți. Câteva cifre despre mine, 6, 200, 2000, 3000, 300.000, sunt cifre despre activitatea mea în social media, 6 ani, peste 200 de companii în promovare, instruire sau consultanță, promovare în SAP Digital Team, peste 3.000 de absolvenți deja în Talmazan School și peste 300.000 bugetul. Asta este acel vector prin care noi azi discutăm. Și tema noastră, vă spuneam, sunt 5 greșeli în administrarea unui cont de Instagram. Și vă mai spuneam că ar și păcat, dar tare păcat. Și cumva n-ar și... Eu dacă aș înțelege, dacă aș fi un webinar despre Facebook. Dar de Instagram ar fi mare păcat dacă voi nu ați face un tag și un stories și ați folosi hashtag-ul Talmazan Webinar pentru ca să șeruiți, să dați un feedback la final de curs sau acum în contextul de acele, spun așa, momente de insight-uri, de poate... partea asta de sfaturi, recomandări, mulțumiri, poate de ce nu, la elementul ce lucrăm noi. Așa, spunând acestea, vă amintesc încă un detaliu tehnic legat de acest cod sus, 223694. Eu vreau voi să rețineți acest cod și vă mai dau unul ca voi să știți că de aici noi spornim cumva partea asta de comunicare pentru sesiunea întrebări-răspunsuri. Este codul 490425, doar vă-l atașez în câteva clipe, îmi dați 10 secunde, așa, așa, sorry, eu sunt gata, numai așa, introducerea mai tehnică, dar asta este necesar ca nou să ne fie la toți comod să lucrăm cu voi și să beneficiem maxim în contextul de partea asta de comunicare. Uitați-vă în chat sus, este un sticker menti.com cod 490425. Asta este codul în care voi puteți să vă adresați întrebările și eu o să le văd și o să le citesc pe parcurs ori la final. În chat aici eu nu o să atrag atenție, de ce voi adresați întrebarea și eu o să încerc să aici mai puțin probabil că o să o prind. Cumva social media, îmi place mie istorioara asta pe care o spun la webinare în 10 secunde, cumva social media la mine a început cam aici, când telefoanele erau pentru ca să poată să danseze și să pui rington, nu știu dacă ați prins așa timpuri, eu sunt destul de bătrân în sensul ăsta, și activitatea social media, cumva eu am început în afacerea special.md, cam așa arăta Dumitru Talmazan, care era speaker internațional și oferea
postări comunităților din online, dar timpul s-a schimbat și social media a evoluat de la niște poze cu cafea și cu poza într-un colț până la postări cu logică, cu construcție și content. Și aici nu contează ce fel de rețea socială noi discutăm. Azi discutăm mai mult despre Instagram în partea tehnică, dar conceptual voi trebuie să înțelegeți că în spatele acestor calculatoare, telefoane, ecrane stau oamenii. Și oamenii evoluează în materie de gust. Noi făceam social media pentru că trebuie. Pentru că nu era în 2014, când am început mai activ, Daler, Tineri și Frumșel eram, am început activ face social media, cumva era o chestie foarte abstractă. Azi sunt mulți speakeri, inclusiv și noi, în care spunem, există tip de content, există strategie, există reason why, de ce, cum, pam, pam, pam. Înainte că te arătă gluha. Postai de 3 ori pe zi, postai, nu postai, dacă întâmplător mai promovai o postare, apoi general era rachete. Azi, haotic ne palucița. Azi, haotic nu o să primească să lucrăm. Apropo, povestind istoria mea, vândem să s-a blocat imaginea și sunetul. Vadim, o întrebare și ție și informație. Uitați, vezi un buton reconectează. În primele 10 minute întotdeauna până webinarjamul se încordează să înțeleagă cât noi suntem și ce fel de flux să ne dea, el o să mai frâneze. Faceți reîncărcare dacă aveți posibilitate de la calculator să vă uitați. Super! Dacă de la telefon sunteți, este șansă mare să și mai frâneze. De aceea, încercați să apăsați butonul reconectează și tot o să fie ok. Vorbind despre elementul ăsta, mai folosesc eu rusisme, mi-e interesant de unde voi sunteți. Avem din alte țări, puteți să-mi scrieți până vă mai spun două, trei cuvinte despre introducerea în marketing și istoria mea, să-mi scrieți de unde voi sunteți. Să-mi dau seama pe cât de departe sunteți de mine și poate chiar și lingvistic și cultural să fim maximal pe aceeași undă. Păi iată, vorbim despre istoria mea că cumva eu social media am început-o intuitiv. Intuitiv am început prin activitatea care am avut-o în, mai început în anii de studențime. După asta am început prima afacere. După prima afacere am lucrat prin anii, spun așa, 2014 spre 2017-2018 la câteva companii și aici este elementul important că mulți vor azi rezultat și aici. Nu contează iar și în rețea socială vorbind. Azi îți vă dau tipsuri ca pulsul să fie cât de cât se pipăie, dar performanța voi să trebuiască să săpați mai adânc. Nu e posibil să îndrepți cover-ul în pagină și la tine să crească vânzările. Deci e ca experiența 2013, experiența 2018 cumva mi-a arătat cumva că social media este divers și trebuie de muncit, că azi se pot să-mi permit să stau în fața voastră. După care au mai trecut o leagă de timp și până în anul 2020 am inițiat câteva proiecte, sunt reprezentat în câteva țări la elementul de performanță, câteva companii deja bune, mari, medii, sănătoase, în dezvoltare pe direcția de consultanță, instruire sau alte momente, ceea ce m-a format pe mine azi ca specialist și pot să vă fac un share și să vă fiu util. Suntem la Făleș, Chișinău, Italia, Strășeni, Chișinău, Londra, hello, Colonița, Ungheni, Chișinău, Gorodskoi, Maxim, Roma. Și noi suntem pe aceeași undă. Super! Bun! Dacă vă apar întrebări, nu uitați acest link Menti și codul de acces prin care voi puteți să vă adresați întrebarea ca eu la final să pot să vă răspund. Poate aveți o situație mai specifică. Haideți să pornim la drum. Dacă sunteți gata, puneți un plusic, fire, un go și haideți să începem să lucrăm pe direcția de 5 greșeli în social media, în administrarea contului de Instagram. Respectiv, ce avem noi aici? Prima greșeală, și puteți face screen-uri, puteți
Vă filmați ecranele, puteți face screen-uri neapărat și notiții, mie tare mult îmi place, voi sunteți așa de receptivi, după curs, de obicei, mai ales de Instagram, apropo, este o chestie că primesc stories-uri unde mă tăguiesc, unde la oameni așa foiți mult, filmați, stau și îi scriu, notează, e foarte plăcut că voi aplicați, asta înseamnă că efortul care îl depun eu aici nu este în zadar. Pentru chiar pentru mine este vital să fac un share calitativ. Nu contează câți oameni o să fim în live, o să fim 100 sau o să fim 10, fluxul informațional o să fie aceeași, deci dacă sunteți 10 care vreți să învățați, sau sunteți 119 care vreți să învățați ceva, rămâneți pe fir, notați-vă, faceți screen și haideți să începem cu prima, promovarea afacerii fără împachetare și poziționare. Este prima greșeală care noi luăm așa mai de departe, dar prima greșeală care o depun brandurile care nu au avut activitate, ei trebuie să pornească o campanie și să pune și Instagram. Sau mai rău e că numai în Instagram și afacerea nu este împachetată, asta ce înseamnă? Asta înseamnă că la voi nu este vede descrierea. Am luat chiar din Instagram-urile care dau follow me sau mai nimeresc în feed, nimic personal, adică să nu credeți că e genul iai, bea ca rău și cu tine, Mișa. Însă sunt câteva detalii care, dacă la voi direcția e asta, ceea ce să spun eu, pur și simplu ajustați. Nimeni nu s-a născut cu ADN-ul de social media în hrebet. De aceea voi trebuie să luați ceea ce este mai bun și să îmbrățățiți atât. A fost, a fost. Dar aici este o problemă. Problema este că eu ne împachetând contul meu de Instagram, în situația asta, Mișu, cratimăjos, acoperișuri, cratimăjos metalice, o să am de pierdut la nivel de eficiență a momentului. Care sunt aceste trei minim puncte care vreau să le verificați? Primul din ele este logo, a doilea descrierea, a treilea este contentul. Trei categorii din primul contact, în când oamenii intră la voi în Instagram, trebuie să fie tare clar logo, descriere, content. Trei dimensiuni în a simți partea asta de comunicare, în a simți elementul care e important în administrarea unui cont de Instagram. Logo. Ce-i cu logo ăsta? Logo trebuie să fie ideal un logotip. Dacă aveți posibilitate să puneți un logotip, dar dacă e poză, adică dacă asta e profil personal, atunci trebuie să fie cât mai maximal calitativ. În general, direcția de logotip întotdeauna zice că trebuie să fie cu mai puține detalii și mai accentuat. Spre exemplu, din imaginea care eu vă dau, dacă la voi se vede, e foarte vizibil că aici există două branduri și ele sunt foarte clare, mai ales, spre exemplu, violet, ice roll-ul se vede foarte puternic și recognoscibil, și al doilea brand Yellow Yang, care la fel. Dacă voi n-ați vrea să o urmăriți sau dacă nu sunteți fan mare al lui Lilu sau al lui Nata Albert, voi posibil niște să le recunoașteți prin poză, pentru că pozele nu sunt atât de reușite pentru un cont de Instagram. La Vladimir e mai clasică poza, deci direcția nu este că nu e bine sau nu e rău. Să nu luați genul că mai criticăm elementul de personalitate. Eu mă uit ca specialist la acest moment. Uitați-vă, dacă nu știi pe Vlad Mățu, postarea lui, logotipul, imaginea e foarte departe, e foarte, nu-i cunoscut. Dar eu vreau voi să lucrați eficient și unul din ingrediente este recognoscibilitatea brandului. Deci fiți buni, logotipul să fie cu mai puține zorzoane, iar dacă e poză să fie mai clară, mai clasică, mai recognoscibilă. Atât, dacă aveți întrebări, puneți-le, comentați în link-ul care v-am dat. Mergem la al doilea activ, pentru că noi o să facem un pic așa, problemă, soluții. Problema descrierii. Vă spuneam în precedentul, exemplu care noi îl aveam, puțin și era clar din asta. Mihai Acoperișuri Metalice produs, îi site-ul mihaiacoperisurimetalice.ro și gata. Și sunt 10, mai ales în industria frumuseții, mai ales în partea asta de sprâncene, gene, beauty, tare deseori se poate regăsit așa categorii de conturi. Deci verificați, spre exemplu, ce trebuie aici să avem câteva răspunsuri foarte faine. Uitați-vă, răspundeți la trei întrebări. A trei întrebări. Cine ești? Ce ești? Și ce pot să am eu din asta? Ca exemplu,
Voi puteți să vedeți screenul din imagine. Este o versiune și în limba rusă și română, v-am dat. 10 kg din talie în 30 de zile. Cel mai eficient antrenament pentru lenoș și campioni al fitness-ului. Treci pe link-ul cât de bine te descurci în sport. Treci testul și treci pe link-ul ăsta. Adică noi am spus pentru cine este asta, ce ai tu de la asta și trebuie să faci. Foarte mult scriu cine sunt, dar nu spun al treilea ingredient ce trebuie să faci. Întotdeauna în descriere trebuie să fie un call to action, un apel la acțiune, un element de închidere a comunicării. Deci atrage atenția la momentul ăsta. Al treilea dimensiune despre care vă spuneam este dimensiunea contentului și aici contentul trebuie să meargă în direcția de stil deja. Da, este diferite stiluri, sunt și haotice, sunt și crasive Instagram, Instagram frumos, este și Instagram pe o culoare, este Instagram pe diagonală, este Instagram în singur stil, feed curcubeu, feed chenar, linii pe mijloc, cum vreți așa faceți. Cât mai ghebosă să știe la voi tipul, cu atât mai des o să fie un element la nivel de cât de repede voi veți posta. Eu am avut câteva stiluri. Am un stil mai liber, dar am avut înainte de asta stil pe linii. Deseori am întâlnit o problemă. Eu n-am postat ceva din motiv că designerul nu a reușit să-mi facă sau eu n-am pus task-ul designerului. Deci cât mai designeruit ați și, cu atât posibil ați și mai puține like-uri și mai multe șanse să nu postați ceva important. Când aveți ocazia să faceți într-un stil, e frumos, ne spori, e frumos, dar trebuie să luați în vedere în context. Eu când zic de content, am o vorbă și îmi place tare mult. O regulă, dacă vreți, de aur. E ca luați-o asta și bude vă șeste. Dacă trebuie, ștergem tot. Făceți-vă screen și spuneți, duceți la șeful vostru social media care zice ce ați postat la ora 9, trebuie la 8:45. Contentul azi nu este factorul decisiv în business-ul vostru. Eu de vreo 3-4 ore am șters Instagram-ul meu. În sens că da, sunt poate undeva algoritmi care ceva îți vă facă vouă, nu știu ce, dar n-a să schimbi borșul în sensul ăsta. Voi puteți să faceți hide și nu ștergeți, dar să ascundeți. Voi puteți să ștergeți, nimeni nici n-a să observe. E ca nimeni n-a să observe. Mâine ștergeți-vă din Instagram, voi nu sunteți Elon Musk, noi nu suntem care scrie despre noi că vă închipuiți Talmazanul de ce să șteargă de pe Instagram. Sau Talmazan School a boicotat Facebook-ul și nu se mai promovează, cum a făcut Coca-Cola, da? Atât îți lege într-o coastă de Talmazan și de Talmazan School și de se promovează ei pe Instagram, Facebook sau nu. Și fix așa brandurile voastre sunt pe același raft. Noi ca Moldova suntem pe același raft cu tot. Nici un brand din Moldova nu o să influențeze bugetul sau marketingul rețelelor socializare internaționale. Adică suntem două leamuri de european tăți împreună strângem. Pe când la numai Google ăștia Grand Cardon, ultima conferință, bugetul pe Facebook era de 2 milioane de euro. Respectiv, noi ca țară ne dăteagivăm, dar nu încă ca individual cunoștere 3.000 de euro pe an, nu știu ce, să facem valuri. De ce? Ni partis. Cei ce sunt din România, vă traduc motamor și să nu vă șerbeți. Nu vă faceți grijă în contextul ăsta. Pentru că la nimeni noi nu trebuie. Dar. Este o a doua regulă care contravine așa, într-un contrast mare. Și mie îmi plac contrastele. Și a doua regulă este să ce? Fii util. Pentru că cât tu n-ai avea content, l-ai șterge, nu l-ai șterge, azi și el în gril, azi și el nu știu cum. Dacă nu ești util mie, dacă tu n-ai răspuns la întrebare de ce eu trebuie să te urmăresc, nu știu dacă azi și-i sens. De ce? Elementul primei greșeli este în împachet, fără împachetare voi să mergeți, fără să aveți un logo, fără să aveți un descriere și un content corect, da? Unul notat. Acum haideți să mergem la punctul 2. Punctul 2 la noi este un pic despre
Mai detaliat despre momentul 1, ar fi 1.1 dacă vreți, însă este mai detaliat, este redirecționarea traficului la un cont nesetat. Și când zic cont nesetat, aici ar putea fi inclusiv partea de setare la nivel de dublă autentificare, dacă vreți. Nu am planificat momentul ăsta, dar vă rog foarte mult, dacă aveți posibilitate, nu știu, mâine să vă uitați la momentul ăsta. Eu vă arăt telefonul meu. Mergeți ca amuie, mergeți în Instagram, mergeți în cont, clicați în colțul drept, duceți-vă la setări, duceți-vă la securitate, neapărat puneți o parolă complexă, neapărat autentificarea cu doi factori, începe, aplicație recomandați, mesaj, text, introduceți codul care vouă vă vine la nivelul de, voi ați introdus un număr telefon și vouă trebuie să vă vină un cod pentru autentificarea în sistemă. Mie tot trebuie să-mi vină. Continuare. Aici trebuie să vină numărul. Da? Și salvați. Dubla autentificare. Must have. Noi, lunile astea, 5-10 solicitări am avut că ori eu spart contul, ori s-a furat contul, ori contul n-au acces, ori tare multe lucruri. Minim dublă autentificare, parola nu trebuie să corespundă cu parola de la e-mail, parola nu trebuie să corespundă cu alte rețele sociale. Asta este securitatea contului vostru personal, contului vostru de business. Voi trebuie să aveți grijă de chestia asta. Spuneți și la copii și la frați, surori, pentru că asta este real mega important. Și când vă vine notificare că cineva a încercat să se conecteze, fiți atenți. Acolo sunt două butoane. Asta-s eu și asta-s nu-s eu. Și nu știu de ce, asta-s eu e mai primul. Și tu ai impresia că de obicei e da, pe urmă nu. Și tu zici da, că asta nu ești tu. Și că două branduri, dar săptămâna trecută încercăm și nu putem să le deblocăm. Nu se primește, pentru că ei intră, tu i-ai dat voie, tu i-ai dat voie să intre. Deci încă câteva detalii legate de momentul ăsta, un cont nesetat. Important lucru, că eficiența, da, când vorbim de trafic, asta vorbim de bani, asta vorbim cu vățitate publicitate și să aude, da, dar noi Instagram nu lucrează. În industria noastră, în nișa noastră, oamenii nu precumpără pe Instagram, la noi nu stau oamenii care trebuie, când intre în cont, nici nu stai cu și el să o ocupă. De aceea mai notați și faceți screen încă la un slide, ca publicitatea care voi o generați, să vă duc vouă venit, să vă duc vouă relevanță, luați în calcul aceste puncte. ID, logo, descriere, highlights, HDV, stories. Iar ca momentele astea trebuie să fie ca mantra în toate conturile cu care voi să aveți interacțiune, care voi să le aveți la nivel de comunicare și la nivel de analiză. ID-ul, scurt. ID-ul scurt, cât mai scurt, dacă vreți, talmazan.media, dacă vrei ID-ul talmazan, sau talmazan.school, mai lungușor, dar talmazan school, poate, adică nu Mihai Cratimă construcție, Cratimă acoperișuri, de ce nu? Când voi vă duceți în Instagram, la voi, când voi vă duceți la voi în Instagram, voi aveți așa o chestie legată de ID. Când vreți să faceți un stories, da? Hello! Este un două puncte și aici și aici. Voi faceți un stories, bună ziua, companie construcție Metal Construct, vă salutăm. Și voi vreți să spuneți, intrați la noi în Instagram și la noi în Instagram, el e Mihai, /jos, construcție. Și nu știu încă și, și încă slash jos, poate și încă nu știu și. Apoi este un minus, că omul ăsta nu poate să fie tăguit. Și voi când vreți să schimbați dieste, voi să faceți mărunțel, voi să faceți mititel, vreți mai mare, nu mai mititel. Și atunci când faceți așa niște ID-uri și vreți să le puneți undeva așa frumos, ele nu sunt clicabile, uitați-vă, la nivelul de vizibilitate. Ele nu sunt clicabile, e foarte greu să nimeresc peste acest ID. Dar dacă la voi încă direcția este, că la voi targetul este bărbat 35, la dânsul buricul deștului, o leacă e mai gros ca la femei și e mai aspru.
sensibilitatea e foarte mică. Și atunci, papasti, padet, asta e un quiz din cele serioase și din cele interesante. Așa că vă rog foarte mult, elementul ăsta de ID cu logo, descrierea mea, highlights-urile, asta este un fel de meniu pe care voi trebuie să-l setați. Eu acum să intru la voi în meniu, la voi în pagină și eu să văd ce. Da? Nu e ca contul ăsta care eu vă arătam, este un cont care îl folosesc pentru cursurile noastre. Respectiv, eu dacă intri la mine în cont, inst kilometru zero, este daily plan-ul, o fișcă cum se face, povestește cum se face, tap cum se face ca efecte. Adică eu un element de Instagram care vă permite ca voi să lucrați cu partea asta de Instagram mai eficient. Asta e un cont de test. Dacă mă duc în a meu personal, la fel este work, luna, family, highlights-urile, sunt o chestie în care ajută oamenii. Mersi pentru tag, apropo, că eu văd că e cineva o tăguit, mersi pentru tag. Un element care ajută ca oamenii să înțeleagă și să revadă, iar pentru voi să vă salvați story-urile pe un timp mai mare. Și cu story-urile, sigur că acolo e mult, mult, mult mai mult și mult mai interesant. Noi suntem la partea asta, să trecem la mai avansat. Spuneți-mi, rog mult, dacă este relevant pentru voi subiectul ăsta. E ca haideți să fim sinceri. Mie îmi place și în traininguri. Să lăsăm toată oficialitatea asta, doamnelor și domnilor, bine ați venit la trainingul nostru. Mie mă interesează să rămână 50 de oameni care vor să învețe Instagram. Atât. Ca să puneți like, ca să puneți story, să fie rezultat, nu scopul meu. Deci, spuneți-mi, e relevant sau nu? De la 1 la 10, ce vorbesc eu? Sau pentru cineva e pșoară, pentru cineva nu e relevant, cineva a crezut că e altceva. Pe cât de relevant pentru voi este ceea ce discutăm noi acum în contextul de prezență în social media și în urma celor două greșeli care sunt de introducere la nivel de parte vizibilă mai mult. Așa, Tatiana, 10-10, Milena, super. Wow, mersi. Mersi. Lera, Milena, Ioas, lupt să ridic Ilie, Elena, Miria, la Ioas. O să fac tot posibil ca voi în următoarele două, trei puncte să vă ridicați eficiența, așteptarea de eficiență, dar mai ales Cristina. Cristina, eu te pun în listă. Consultați personal, îți fac. Tăți trebuie să iasă mulțumiți. De aceea, dacă voi vedeți că e util, nu uitați, tag, stories, hub, hop, like, share. Și noi ne ducem. Ne ducem mai departe. Mersi. Uitați, mergem mai departe în punctul 3. Punctul 3 care la noi o să fie despre un moment când noi creăm content fără promovare. A treia greșeală este atunci când voi vă complicați. Ați aranjat pagina, ați pus ID corect, ați pus logo corect, ați pus descriere corectă, ați identificat un stil anume și voi faceți posteri, dar promovare nu este. Adică voi faceți posteri și promovarea, nu aveți buget de promovare. Deseori, dar foarte deseori, fără promovare, n-are sens contentul care voi îl creați. Crearea contentului fără promovare aduce aproape rezultat zero. Deci, dacă voi sunteți un business, voi ar trebui să știți deja despre termenul boost post, în care noi luăm o postare existentă pe care noi am postat-o și noi o promovăm un pic mai mult către o audiență, pentru că măcar munca pe care noi am depus-o, să facem text cealaltă, imagine și să fie cât de cât calitativă. Maxim, asta este licoarea speakerului. Speakerul are licoare specială ca să aibă și zice. Deci aia, momentul în promovare, inclusiv cei care rămân cu noi, vă dăm inclusiv un ghid în care puteți face promovarea asta pas cu pas, dar eu vă rog foarte mult, gândiți-vă că postările voastre aproape nu le vede nimeni. Să ai posibilitate să lucrezi fără promovare, asta înseamnă că va trebui să investești tare mult în crearea conținutului. Oricum vor trebui să investești bani. Nu o să primească că tu prost îți duri să faci o fotcă cu produsul tău, să o pui la tine în Instagram, să nu scrii text,
nu faci design, și tot asta să ducă ție business. Nu, unul din un milion poate să întâmple așa. Eu n-am întâlnit așa chestie. Eu am văzut că întotdeauna în spatele unor vânzări stă buget. În spatele unor vânzări stă marketingul. În spatele unui marketing stă social media marketingul. Și stă tot așa mai adânc expertiză. Deci elementul de promovare despre care noi vorbim, voi trebuie să îl luați în calcul. Pentru că, cum ziceam, nouă reclamă, nouă vânzări, puteți să vă faceți screen și să vă imprimați asta și să vă puneți ca să stafcă la ecran și când deschideți Ads Managerul sau când deschideți să vă faceți un, o postare, să vedeți că nouă reclamă, nouă vânzări. Dar, mulți zic, da, promovare, Stella, da, o să fie salvat, acest seminar va fi salvat. Mulți spun despre momentul că da, dar noi nu avem promovare, noi suntem companii începătoare sau noi suntem organizații de ajutor, noi suntem organizații politice, noi suntem instituții de stat, la noi buget nu, e greu, birocrație, chestii. Și da și nu. Eu vă înțeleg, dar nu pot să vă ajut cu nică. Pentru că asta este o regulă de piață. Gen, dacă te-ai băgat în tema asta, fii bun și dansează. Dar dacă voi încă nici n-ați început să dansați, dar vreți să faci măcar niște движения, da? Adică măcar să, știți cum, dai din cap și ușorul stânga-dreapta, stânga-dreapta, sunt câteva acțiuni de generare a traficului. Adică de promovare, de reclamă a traficului vostru. Și aceste opțiuni vă le dau chiar acum, îs 5 la număr, prima, invităm prietenii. Uitați-vă, mulți nu folosesc acest instrument. Nu folosesc instrumentul în care voi vă duceți la voi în Instagram, voi intrați la voi aici și aici este la nivel de setări, urmărește și invită prietenii. Da? Voi invitați prietenii prin WhatsApp, prin e-mail, prin asta, prin SMS. Invitați prietenii, asta este unul din canale. Când voi sunteți la începuturi de comunicare, eu, soluțiile astea nu sunt pentru cei care vor să facă vânzări de 1000 de euro pe lună. Sunt pentru cei care se află într-o dilemă. Băi, eu am numai 20 de followeri, vreau să-mi cresc contul. Cum aș putea să-mi cresc contul? Apoi, ca prima acțiune este să-ți inviți prietenii. Al doua acțiune este PR-ul prietenos și reciproc. Vă duci la colegii de lucru, vă duci la cumături, la șină și te-ți au 2-3 sute de followeri. Și îi spuneți, hai fă un stories, cum noi tipa lucrăm și tăguiește-mă și zic că ia ca Dumitru, tare bun băiet, el la noi face și croșetează în spumă. Și dacă vreți să vedeți Instagramul lui, apă luați și vedeți Instagramul lui. Și vreo 35 să vină la tine. Pe lună să am vreo 50 inserții, vreo 50-100 de oameni o să crească, sau 1000. Și atunci, ca într-un an de zile, ai 2-3000 de oameni reali. Nu vă fugăriți după follower. E ca nu faceți greșeala astăzi, vă fugăriți după partea asta de follower, prin care voi credeți că dacă voi o să aveți mulți follower, la voi o să fie vânzări. E ca dacă aveți așa paradigmă, atunci scoteți-o din cap. Pentru că voi puteți să aveți și mulți din voi, dați-mi un plus dacă eu am dreptate, mulți din voi au acolo un pițot, 1000, 2000 de follower, dar stories-uri aveți vizualizări mai multe decât așa la care se laudă care 10 și 20.000 de follower. Dacă există așa cineva care privește, scrieți-mi un plus, pentru că eu știu așa situație. Și deseori eficiența e mult mai mare la cei care au 500 de followeri și are 400 de vizualizări la stories decât la mine 40.000 de followeri și 300 de vizualizări la stories. Despre asta în continuare să mai vorbim. Se poate făcut un post super eficient, dar bugetul acesta va fi tare mare. Da, bănuiesc că te referi la production. Elementul de eficiență ar însemna să filmezi un video și asta tot sute de euro. De ce ea trebuie găsit mijlocul între content marketing și ads? Trebuie găsit mijlocul și să creați content util, dar care nu atât de mult production și se poate de-l filma de pe telefon, spunând un 10 bucks or boost, spate de acoperit diferența. Următorul tip de trafic sunt concursurile sau mass following-ul. Indiferent ce credeți voi despre asta, avem și un punct despre concursuri și experiența noastră în contextul ăsta. E un canal de comunicare. Pe urmă să vă povestesc mai mult, dar până când doar zic așa, e un canal de comunicare.
Blogeri, influenceri și marketeri, aici e un nivel mai mare de PR prietenos, în care voi deja vă duceți la unul din influenceri, îi dați 200-500 de euro, el cu voi face vreo două zile stories-uri și vouă veniți vreo 5-6.000 de followeri. Deci, adică în momentul ăsta e un alt level, lucrează foarte bine pentru că oamenii cumpără de la oameni și atunci sensul asta este. Și un al cincilea sfat, mai scump, mai eficient pe alocuri, este reclama targetată în care voi setați publicitate și asta duce vouă și bani și ce vreți. Despre ea, PDF-ul la final neapărat îl priviți, dar svas, psivolis, stories, în contextul ăsta. Spuneam de ce despre acest slide, este că nu ne scriu oamenii la final cum pot primi PDF-ul de reclamă targetată. Noi dăm acest PDF la tot cei care fac un tag la stories. E că voi faceți un stories cu o poză, cu un video, taguiți-mă pe mine și în răspuns eu vă dau PDF-ul. Hai așa. Deci pe parcursul acestui eveniment nu uitați să mai faceți câte un stories pentru ca să vă arunc acest PDF despre cum se setează publicitatea și inclusiv alte lucruri interesante, dacă vreți, pot să vă arunc la final. Respectiv, momentul de participare în concursuri, inclusiv l-am scos ca un element aparte în raportul de comunicare. Participare în concursuri. Am pus-o cu o greșeală, intenționat și conștient, pentru că eu am diferite păreri, sau mai bine zis, am făcut și pot să-mi permit să trag niște concluzii. De aceea vreau să vă întreb pe voi ce părere voi aveți despre concursuri. Sunteți pro sau contra? Scrieți-mi vreun mod. Sunteți pro concurs sau contra? Haideți, eu chiar o să aștept câteva secunde, pentru că diferența dintre cadrele noastre este în vreo 15 secunde. Eu vorbesc și 15 secunde voi mă auziți întârziere. Sau voi scrieți 15 secunde, eu văd. Deci s-a pornit. Pro, contra, contra. Deci, ești pro sau contra pentru concursuri? Să participi în ele sau să le organizezi, nu contează. Pro-contra. Să mai trag cu un ochi pe la acel tabel de roluri. 43 de persoane au răspuns din 100. Așa. Înțeleg că vreo 30-40%. După concurs pleacă mulți că și nu sunt interesați de produsul nostru, de concurs, mai bine folosesc recomandări influenceri. Contra, chiar dacă mă interesează părerea ta despre eficiența lor, ce ține de traficul ulterior, nu mă pot decide, mă distruge sticla ta. Maxim, spacoise. Ok? Ce vreau să vă zic legat de partea asta de concursuri? Noi am avut vreo 3 experiențe. 2 ani în urmă am organizat noi un concurs. Am organizat concursuri mici și am participat și noi în concurs. Am avut ocazia eu să particip la nașumevșii concurs Goda, în care s-a câștigat la Făinescu o mașină. Și asupra contului meu s-a învălit vreo 60.000 de followeri. Și participarea mea era în format de experiment și foarte conștientă de hating, de consecințele care sunt, pentru că mie îmi trebuia de undeva să am material pentru cursul de azi. Deci eu și m-am băgat în concursul ca azi pot să vă povestesc dacă trebuie voi să vă băgați sau nu. Sunt două tipuri, două situații în care voi trebuie să priviți. Aceste situații cam ar suna așa. Care e scopul meu? Cum vom număra? E că întrebați-vă din start, care este scopul vostru? De ce voi vreți să vă băgați într-un concurs? Sau de ce vreți să organizați? Și cum veți urmări? Ca să știți cum să urmăriți, trebuie să știți ce vreți să urmăriți, da? De ce scopul meu în concurs era să
încerc să-mi scot investiția pe parcursul cât audiența este în, cumva mai caldă. Care este logica? Foarte simplă. Un curs, de exemplu, costă 50 de euro. 20 de persoane, asta este 1000 de euro. Participarea la concursul acolo era 1000 de euro. Acum, din 60.000, care este probabilitatea că din 60.000 o să fie 20 de persoane? Asta e 0,3 și nu știu cât acolo procent. Deci eu, matematic, înțelegeam că este destul de real, dacă noi vorbim de bani, să-mi scot o investiție sau nu o să-mi scot. Să îmi scot această investiție. Cu același succes, eu puteam să investesc în reclamă și puteam să-mi scot investiția inclusiv. Nu avea să-mi fac așa followeri mulți, dacă vrei să combine. Al doilea scopul meu era creșterea audienței. Înțelegând că audiența vine în halavă, ea vine dacă, indiferent de concurs, ea vine pentru concurs, ea nu-ți știe. Și dacă tu, aici important lucru, care eu l-am făcut tema asta pentru acasă, cred că la 50% calitativ, pentru că trebuie să cunoști care este scopul și cum să lucrezi cu acest trafic. Adică mi-am notat chiar un fel de puncte aici pentru voi să vă faceți screen în contextul că nu se întâmple în giveaway-ul vostru pastila aceea magică care îți vă schimbi vouă viața. Însă, pe partea asta de implicare a audienței este destul de complicat. Este destul de complicat să faci pe perioada concursului mai multe concursuri tu ca să implici, să setezi publicitatea ca să nu-i pierzi pe contul tău toți care au intrat, să faci multe acțiuni care să le mențină. Acum, din 60 și aproape 70 de mii cât am avut, acum am 40, cam o leacă s-a oprit căderea, însă trebuie să fiți conștienți că la voi o să înceapă banul Instagramului. Când oamenii încep să dezaboneze Instagram-ul, vede asta. El în principiu a văzut o dinamică nesănătoasă că într-o săptămână ți s-a adăugat 60.000 și atâta viață ai trăit cu 500 de oameni și aici peste noapte 50.000. Și de tăi el cu focusul codului se uită la tine mai atent, iar după asta vede dezabonarea. Dezabonarea pentru Instagram înseamnă că oamenii îți dezamăgesc în tine. De tăi el o să-ți minimalizeze impactul. Și dacă până la giveaway-ul ăsta se ridica până la 1000 vizualizările, în timpul giveaway-ului s-a ridicat până la 3000 vizualizările, amoi au căzut mai jos de 1000. Ușor parcă crește, dar dinamica nu este stabilă. O să trebuiască posibil vreo jumătate de an ca să se curețe și să încerci să activezi audiența asta de 30-40.000. De aceea, dacă voi vă puneți scop, eu prima oară când am participat la concurs, mi-am pus scop să am swipe up. Asta era logica mea. Eu știam că am 100 de oameni care jii sănătoși și dar, mai mulți erau de 100 care activi. Că eu vedem după răspunsuri, după stories-uri. Dar trebuia să activez cu ceva. Respectiv, îmi trebuia să o ai papă ca oamenii să se registreze la curs. De ce eu eram gata să jertfez cu impact organic, pentru că eu știam că eu o să merg pe publicitate, și să am acest swipe up care este de la 10.000 de follower. În publicitate el este și cu un follower. Dar în organică, în followerii care i-am aici 100, să le dau posibilitate să cumpere. Puteam inclusiv prin swipe up. De ce? Adică nu este rău dacă voi știți că asta este un fuck-up conștient. Voi știți că mie pur și simplu îmi trebuie ca cu mătru să vadă că sunt mulți followeri. Pentru voi este mult mai eficient să duci într-un concurs decât să-ți cumpere followeri chineji, turkmeniștanski și să-i toarne în contul de Instagram. Dacă tu vrei să vinzi în această perioadă, dacă nișa ta presupune că tu ai produse pentru ei, mare probabilitate că o să cumpere. Tu ai multe afaceri reușit să vândă în perioada de campanie. Pentru că oamenii văd, oamenii posibil unica ocazie să te vadă era asta, în masă. Și ei pot să acționeze și să lucreze. De aceea eu v-aș sfătui să nu participați în concursuri. Dar dacă veți participa, faceți-o conștient. Faceți-o logic, fără remușcări și după asta postări că vă chidănit sau că ăștia au făcut 2 milioane de lei, dar voi, ia ca muia, n-aveți niciun follower. E problema voastră, da? E problema voastră. A cincilea scop, vedeți, noi mergem destul de repijor cu voi, pentru că am zis că vreo oră jumate noi dăm... De-am o oră și 20, amuși. Mamă, dragă.
Timpul fuge foarte repede. Sus este link și vă dau încă o dată, colegi, întrebările voastre legate de contul vostru, publicitatea voastră. Intrați pe menti.com și introduceți codul 490425 și puneți întrebarea acolo, că eu o să văd. Eu să chiar să trag atenție dacă măcar cineva o scris întrebarea acolo, Q&A. Da, sunt 7 întrebări, sunt. Ok? Cel puțin 7 mesaje îți venit acolo. Așa că scrieți acolo întrebările voastre și noi după asta o să discutăm, pentru că mai avem încă o poziție și după asta o să luăm întrebări-răspunsurile. Păi iată, o problemă foarte discutabilă, dacă vreți. Asta este încredințarea social media unui specialist. În totalmente încredințarea Instagramului. Pentru că dacă vreți, sunt 3 formule prin care voi ați putea să lucrați cu alții. Ele sunt foarte simple. Este in-house, freelance și agency. In-house ați angajat oameni care lucrează pentru brandul vostru, aveți mai multe branduri, tot ok. Freelance este studenți care stau de acasă în timpul liber și mai fac niște stories-uri, niște postări, ei costă mai ieftin ca angajații, câteodată poți numeri pe mai deștepți ca angajații, în contextul ăsta că el se ocupă cu asta zilnic, chiar dacă part-time. Agenția, asta este companie specializată cu specialiști, care costă mai scump, dar e și mai expertă. Însă nici unul din aceste modele, nici unul din aceste 3 modele,